Patronatele din turism cer prelungirea vacanței de vară cu încă o săptămână. Resto Constanța și patronatele Eforia Turistică Mamaia Nord Costinești și Tulcea Delta Dunării solicită amânarea datei de începere a școlii până pe 18 septembrie, cu toții susțin că o săptămână de vacanță în plus va permite elevilor, părinților și profesorilor să se bucure de vremea frumoasă de la malul Mării și de tarifele speciale din ofertele litoralul pentru toți, dar și de city break-uri sau vacanțe în destinațiile montane și balneare din România. Patronatele consideră că este mai importantă prelungirea cu o săptămână a vacanței de vară decât introducerea unei pauze de studiu de o săptămână în luna octombrie.